odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. Așa încep toate poveștile, așa încep și eu, pentru că despre o poveste frumoasă e vorba aici. E povestea unui teatru care s-a născut acum 55 de ani și pentru că asemenea unui nou născut trebuia să poarte un nume, părinții i l-au ales pe cel mai potrivit, Ion Creangă. Și ursitoarele i-au menit așa: să crești mare, să fii bun și înțelept și asemenea celui care ți-a dat numele să bucuri cu poveștile tale rânduri, rânduri de copii, până ce aceștia vor crește mari, vor ajunge părinți și apoi bunici și își vor aduce la rândul lor copiii și nepoții să te cunoască și să te iubească. Și urarea s-a împlinit, pentru că teatrul Ion Creangă e un copil născut din dragostea și credința și zbaterea unui mare împătimit de teatru, Ion Lucian. Ion Lucian era încredințat că și copiii au dreptul la un teatru al lor, în care poveștile să prindă viață cu ei de față. De ce am îndrăzneala să vă spun eu povestea asta? Pentru că am fost de față încă de la început și pot depune mărturie de încredere. De-a lungul anilor, teatrul a ținut să-și onoreze patronul pe Ion Creangă. De la harapal la amintiri din copilărie, de la capra cu treiez la prostia omenească, pagini pline de farmec și haz au prins viață pe scenă. E greu să fac acum o socoteală. Au fost sute de premiere, mii de reprezentații în cei 55 de ani. Și câte generații de copii au fost alături în sala de spectacol. Vreme de 35 de ani, casă bună și dragă ne-a fost plăcașul din piața Amzei, aflat acum în renovare. Așteptăm cu răbdare să trecem de încercarea asta mare și să ne putem întâlni cu voi, spectatorii noștri, într-un teatru renovat, modernizat, așa cum îl meritați. În toți acești ani ne-am străduit să nu vă înșelăm așteptările. V-am prilejuit întâlnirea cu atâția eroi din cele mai frumoase povești ale copilăriei. Au spus prezent Harapal și Scufița Roșie, Albă ca Zăpada și Jack, cel cu vrejul de fasole, Cenușăreasa și David Copperfield, Micul Prinț și Dorothy, Crăiasa Zăpezii și Alice, Păcală și Pinocchio. Iar teatrul a spus poveștile lor în lumea largă, din Japonia până în Cuba, din Finlanda până în nordul Africii. Numai în Australia n-a ajuns încă, dar mai e timp să o facă. Și peste tot a fost primit cum se cuvine și răsplătit cu aplauze, să mă credeți. Știați că și cei mai mici dintre pitici ne sunt spectatori? Avem o sală mică, așa îi zice, sala mică, ea noastră, în care spectacole bine gândite și bine făcute îi încântă cu lumină, sunet și culoare pe cei care n-au învățat să spună încă mama sau să facă primitași. Și pentru fiecare an pe care și-l adaugă, copiii găsesc spectacole potrivite vârstei lor. Nu e ușor să joci pentru cei mici. Trebuie multă grijă și pricepere mai ales. Dar ne motivează bucuria și plăcerea cu care cei mici primesc tot ce le dăm. Și de asemenea, recunoștința părinților. Nu e puțin lucru. Ar mai fi multe de spus despre ce am făcut și ce avem de gând să mai facem. Și sper că v-am stârnit curiozitatea să ne însoțiți în această călătorie. Dar deocamdată nu ne putem vedea față în față în sălile de spectacol. Știu că e greu să stăm departe unii de ceilalți, să stăm cu mintea acasă, dar numai așa ne putem reîntâlni cu bine. Până atunci, rămânem ca și până acum împreună online. Știm că nu ne-ați uitat. Ne bucură mesajele voastre, după cum și noi încercăm să vă bucurăm, căutând lucruri noi care să vă poată surprinde. O aniversare e un prilej de bucurie. Sunt 55 de ani. Am citit undeva că nu numărul anilor contează,
ci ce ai reușit să faci în ei. Noi spunem că am făcut lucruri bune și că teatrul Ion Creangă își are locul lui bine meritat în rândul celorlalte teatre. Un loc necesar și benefic. La mulți ani, teatrul nostru drag!